atunci, Bianca, atât este să pot evita dacă înțelegi că, bă, suntem despărțiți. Adică nu mai există nici... Nu există chestia... Nu se poate schimba în 3 zile, așa. Bianca, mă refer la faptul că nu trebuie să fim... Să nu fim prieteni, să nu fim... Am înțeles, dar în ideea vorba că de asta. Prieteni, vorba vine, să vorbim sau ceva. E dureros, e așa, dar dacă tu în capul tău știi că, bă, nu mai îi să fie nimic între noi, nu trebuie să ne evităm. Deși, eu din câte văd, așa ar fi cel mai bine pentru tine. Și pentru mine. Hai să-i întreb eu pe tine ceva. Peste 3 luni nu-ți mai place Jador. Chiar nu mai îl mai place. Sau foarte, foarte puțin. Și îți place mult mai mult al băiat. Tu crezi că o să recunoști? Că ce? Că o îți place altul? Nu. No. În public. Fața televizorului? Nu. No. Eu zic, da. Nici eu. Da. Nici eu să nu mai fiu cu Marius. Da. Să placă da, al băiat, da, da. Eu nu cred că aș nici. Uite, eu sunt așa, dacă aș fi cu dacă aș place cu adevărat și aș spune că iubesc. Nu, până n-ai avea o siguranță, până n-ai fi cu el, n-ai recunoaște. Și mai ales că e bă, să știi, când am mers acasă, chiar mă feream să ne vadă lumea. Vă spun sincer. Și poate că înainte îmi plăcea da, da, asta, că știai că l-ai, deci nu mai aveai stresul ăla. Exact. Da, pentru că știam ce era important că l-ai. Înțelegi? Nu mai conta. Dar nu înțeleg de ce când amărâtul ăsta de televizor s-a pus. Ela, pentru că vrea să aibă imaginea de om liber. Exact. Vrea să fie liber. Încă nu vrea o relație stabilă. Nu te iubește atât de tare încât te vrea de nevastă. Corect. Și de femeie. Mă, dar n-a zis nimeni. Ține la tine, te vrea acolo, te ține aproape, cald, dar nu adică vrea are cu adevărat. Principii. El are niște principii. Nu lui. O vrea cu adevărat, un om când vrea cu adevărat. Păi nu. Eu cred că trece el și peste principiile lui, dar da. Când are chef. Liviane, da. Am vorbit cu ea și o zic că vreau doar să vorbesc cu tine. Uite și da, n-ai, n-am cum e la... E greu, eu trebuie să fiu... Trebuie să o fac să înțeleagă. Eu dacă stau lângă ea și plânge, nici dacă n-ar plânge, îmi vine să o iau în brațe, știi? Uite, fă asta. Da, da, iar o iau de la capăt, iar înțelege altceva, iar îi transmit sentimente, iar... Trebuie să fiu distant. Gândește-te că oricine ar fi acum, iar... Și omul nu s-a apropiat de tine, știi? Eu știu și trebuie să... să distanțeze. Ea a fost o persoană mai rece de obicei și acum... este greu, nu știu cine se apropie. Cine a fost ea apropiată foarte bine. Eu am încercat să mă dădeau, zic că vreau să vorbesc doar cu tine. Eu cumva am întrebat-o ce are și ce s-a întâmplat și eu zic că... cumva vreau să vorbesc. Da, dar nu e liniștită, plânge. Adică să simte și eu simt și sentimentul ăla așa, cum stăteam amândoi acolo. Da. Tot dacă stau acolo, iar o luăm de la început, o iau în brațe. Și nu-i bine. Că o fac să sufere, îi dau speranțe și ce fac? E, nu așa e de speranțe. Cum sunt? Dacă mă duc să stau să iau în brațe? Dar că e în brațe? Da. Doar că e în brațe? Da. Să agață de orice. Și e normal, oricine ar face asta. A, dar numai tu ești, știi, ești conștient? Da. Da, tu ești singurul care poți să liniștești momentele astea. Mersi frumos. E fată puternică, mai trecut prin astea. Poate nu așa intens, dar mai trecut și poate să treacă peste. Mă trebuie să nu fiu eu lângă ea. Nu, Liviane. Ba da.
Nu e bine. Da, da, e la. Tu cum poți să scapi? Nu zic că... Băi, dacă știi că nu-ți prinde bine relația cu jador, nu puteți fi împreună, că nu vă înțelegeți. Fictiv. Cum faci? Nu mai dai ochii cu el, nu? Nu te mai intersectezi. Nu mai dai ochii cu el, dar voi vă dați ochii. Non-stop, în fiecare zi sunteți. Păi aia zic și nu-i destul că dăm ochii. Păi da, dar mai dacă să ne și tu în momentele astea ar trebui, măcar dacă știi că pe ea o ajută să o îmbrățișezi și să vorbești. Vorbiți? Dar o apropie chestia asta. Eu... Cum? Ha? Știi că doar îmbrățișarea... Dar așa a fost tot timpul. Nu? De la o îmbrățișare s-a pornit tot? Eu nu știu, că nu v-am urmărit. Păi da, de la o îmbrățișare... degenerează. Eu știu că ar calma-o pe moment, dar ar răni-o pe viitor, în timp. Crezi că eu n-aș lua-o în braț și nu aș... Aș lua-o, dar nu e bine. Aș o lași acolo să plângă singură. Nu e bine. O să plângă, o să-și ridice capul și o să își revină. Ești cam crud în privința asta, nu? Crezi că nu mi se rupe sufletul mie? Uite, te crede, dar... Cred că cel mai bine ți-am zis. Ar fi bine să faci treaba asta când plânge. Eu mă duc și o iau, dar nu are același sentiment cum îl are dacă e cu tine. E pe pat, vorbește cu el. Acolo e supărat și... Acum ce ați făcut? Vreau să mă obișnuiesc cu ideea. Asta mi-a zis. Doamne, mă, dar eu nu înțeleg de ce nu vrea și el să fie odată bine și să nu mai suferiți atât, dacă prea mult suferiți, crede-mă, și tu și el. E foarte mult, de 3 luni de zile... E foarte mult. Lasă, dacă și el plânge și greu și... Dar nu înțeleg atunci, de ce faci așa? De ce chiar... De ce nu încearcă măcar să fiți apropiați și gata, să nu spună nici prieteni, știi? Măcar să zică, tu, Bianca, uite, suntem aici în emisiune, nu o să fim, dar când ieșim afară, vreau să vedem ce se întâmplă între noi, înțelegi? Să zic atât, că atunci tu înțelegi, că nu ești bătut în cap să nu înțelegi, da, uite, în emisiune am fost, o să fim bine de afară. Să spună clar, uite, vreau, te duci tu acasă la tăi o săptămână să stai cu a tăi și te aștept cum are drag la mine. Și să iei seama că tu te schimbi automat și îți cade bine și... Nu? Dacă tu îi spui, dacă tu cumva ai promis, probabil atunci se încarcă, dacă tu doar o asculti... Dar nu i-am promis niciodată până acum. Nimic nu i-am promis până acum, niciodată, de când da, am despățit. Da, dar tu hărjonel, chestii astea și astea, alea apropie, dacă mă întrebi, dar nu un moment din ăsta în care ea suferă și tu nu ne vezi nici măcar o îmbrățișare. Mi-e frică tu, ăla, tu nu... Tu nu îmbrățișare. Că... Să te duci și să lasă să vorbesc, lasă să descarce. Și da, dacă vă veți mai juca pe după, dacă vei mai da, ei, vreau să o cunosc pe Maria, nu pe Bianca sau așa, asta încerc să explic, astea sunt niște chestii care... În interiorul tău lucrează, știi? Nu știu că ea te cunoaște, nu știu, voi vă știți. Așa situația e. Asta e, dar deocamdată uite cum e situația. Sunteți amândoi aici și dați în fiecare zi ochii. Okay. Vreți, nu vreți. Așa că eu sfatul meu că... Nu știu. Asta, tu te plângi, dacă plânge, nu știu, descărcați-vă amândoi și după aia contează ce faceți. Dacă chiar nu mai vreți, da, acum nu o poate nimeni pune. Eu asta te sfătuiesc, acum tu știi. Nu, așa. Eu asta te sfătuiesc, du-te și vorbește că eu am încercat să mă duc să vorbesc chiar de-a. Încă plângea? Plângea? Da, și suspina și era, de-aia zic, du-te și măcar... Că i-am spunea și mie, măcar o îmbrățișare. Și atunci, mai în spate, du-te și vă chestia asta. Deci nu luptă pentru fericirea lui. Cum? Eu zic că o să fie bine ușor, și dar trebuie să las, să las timpul. Dacă el consideră așa, ce ai de, adică ce ai, ce ai să faci... Deci să-l ascult? Să da, să încerc și tu să fie ca el. Păi i-am spus... Măcar o săptămână, două, știi, să mai vorbiți deloc și să vezi că o să vă lipsiți, am dorora mult, știi cum? O să vă scrieți automat. Oricum îmi răspunde așa,
Ce, câte am zis? Asta zic, că nu, atunci nu, nu mai, că mai mult suferi și tu și el. Să mai vorbiți deloc o săptămână, două, să vă dați seama că cât de mult vă iubiți și o să vezi că o să fie mai bine. O să fie timpul cum ar veni că el o să vină la tine, crede-mă. În casă și o să te ia în brațe el, că nu o să mai poată. Dar dacă tu vede că tu tot îi... E? Tu tot îi... Cum ar veni, tot îi dai, știi, așa, mesaje și ești tot așa pe el. Îți dai seama că el îți dă rece, el încearcă să se controleze și pe el. Calmați. Dar lipsa o să înceapă din momentul ăla, când nu o să mai vorbiți deloc. Nici măcar tu să nu dai un mesaj, nici el. Deloc. Dacă tu te duce pe ea capul la vârsta care o are, păcat. Păcat. Vreau să văd toată suferință. Pe viața ei, din păcate. A scos pe ei și la mine suferință. O să mai ieși pe mine pe cap. Asta, fata asta nu e. Nu e pe treaba ei. Tot eu nu sunt. Eu da, eu știu, cred că mă mai afectează și pastilele astea, nu zic nu. Dar... Da. E durere, ce să spun. I-am spus măcar să se ducă... Am auzit puțin. Știi? A, Dani, ai auzit ce vorbeam? În parte. Da, că... Am zis că de asta nu vrea el să o ia în brațe. Parcă... Da, da, știi care e faza? Că ei după... Tot timpul dacă ea plânge și au o parte de asta, el se duce, da, o ia în brațe, ce e bine oarecum. Într-un fel o dezavantajează, exact cum a spus el. Da, pe cât îi face de bine, pe atât îi face și de rău. Ea interpretează după altfel. Nu vă gândiți doar la momentul ăla, că e normal, adică persoana iubită trebuie să-ți fie aproape și la bine și la rău, momentul de față. Da, încă se iubesc, nu sunt într-o relație, dar încă dar se iubesc. Dar n-a zis nimeni asta. Da, uite-te, și pe mine, nu vreau să fiu ipocrită să nu zic că m-a ajutat, ce... Ba, m-a ajutat. Înțelegi că am văzut că chiar și-o dorit-o, încercat, de, nu a da. Dormit, nu știa cum să dea de mine, deci am văzut interesul și contează foarte mult, te încarcă cu energie pozitivă. Da, dar ea se leagă. E diferit cei la mine cu cei la ea, dar... De asta spun. Da, dar i-am zis, Leviane, tu după încearcă să fii mai distant, nu în momentele astea. Ești distant tocmai când în momentele nepotrivite. Dar trebuie, dacă tu după te joci cu ea, dacă după aia vorbești, nu știu ce vorbiți voi în privat, nu știu jocurile voastre de pe horror, nu știu, nu știu, n-am idee. Dar e normal că o încarci. Nu știu ce vorbiți voi. Tu, el, atât timp cât ea își dorește ca să se împace cu el, clar ea se leagă de orice chestie. Așa suntem toate. Nu e ca și când noi nu cunoaștem etapa asta. Din păcate toate am avut ocazia să trecem prin lucruri de astea. Și un picuț, dacă îți dă bum, tu ți-ai mai clădit o speranță. Și el a văzut că, asta îi spuneam Ramonei, în perioada în care el a ales să fie prieteni, vrei, nu vrei, vorbești, vrei, nu vrei, cauți anturaj cu omul ăla. Ei, el și-a dat seama că nu e o idee prea bună. Și atunci ce s-a gândit? Mă, nu poți. Ar fi foarte egoist să o țină la cald pe fată până în ultima emisie și la final să-i facă așa din mers cu mână. Atunci chiar ești neserios. Și probabil se gândește așa, mă, am încercat pe latura asta de prietenie, văd că ea nu se distanțează. Nu am ce să fac decât să păstrez distanța și mai mare și mai exact să nu mai fim prieteni. Că atunci când nu ești prieten cu un om, clar ți s-a tăiat orice legătură. Știu că țigăleu că ai stat aici, Bianca. Nu cred, eu nu puteam să rezist. Da, dar nu mă mai gândesc la asta de răi. Nu știu, nu mă mai gândesc la cât timp am aici, cât timp n-am, cât mai stau. Mă gândesc numai... vis-a-vis de el, ce să fac? Fiindcă auzi și mai devreme că nu-i place când o femeie e insistentă sau așa, știi? Mi se dau părerea mea ce mi-ar plăcea mie să facă de pruberna la care fi situația lui. Să fie... Să sară pe tine în cap. Să fie persoana aia de pruberna, cum ar fi. Să fie mai caldă, să vină la mine, să insiste, să arate că îi pare rău, să... Văd unele schimbări, gesturi, atitudine, să văd ceva la aia, să văd că se chinuie că vrea ceva să lupte. Și dacă văd că insistă, o iau înapoi, o iert, îți dai seama. Și aia, trebuie să-mi lași un pic, lasă un pic orgoliu. Trebuie, dar oricum nu mai e vorba de orgoliu. Nu, orgoliu, nu știu, nu mai simt. Aia un pic al tău, lasă tu un pic. Știu, orgoliu. Luptă. Și să vadă el odată că nu să fie sigur cu chestii și crede-mă, că nu o să mai zis, că îi place fata aia, nu mai să mai vă certați, care ești una la 3-4 zile. Știi când ți-o zis? Da, știu. Dar eu sunt așa, dar fiindcă el face o greșeală,
Eu atunci, chiar dacă suntem bine sau dacă fac o greșeală aia, el trebuie să vină la mine. Înțelegi? În momentul în care au greșit. Dacă el a văzut că a fost impecabil, nu a făcut nimic greșit, am fost lângă el, am fost femeia așa cum îi place. Când a greșit, trebuia să-și asume greșeala. Eu așa-s. Dar cred că și el a venit la tine când... Nu, zic ultima dată, acum. De-aia ne-a încercat. Chiar am bine zis că suntem cu toți acolo. Da. Am stat împreună, a venit la mine, am dansat, am... A fost tot ok, dar fiindcă el a greșit, mă așteptam să vină la mine, să-mi zic, bă, ce ai, ce s-a întâmplat, știi? Da. Ca să... Remediez situația. Nu, ca să văd eu că nu vine doar din partea mea. Știi? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.